Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Cam fiecare seară, discuția în platoul Campus TV a continuat chiar și pe timpul pauzei publicitare și am vorbit tot despre aceste povești. Am primit două mesaje din partea telespectatorilor. Felicitări! Acești distinși invitați sunt cum dumneavoastră, așa cum dumneavoastră i-ați prezentat. Apreciem efortul făcut de doamna Tarău cu copiii pe platoul Dacia, așa că trebuie să îi mulțumim. Semnează familia Mihai. Și un alt mesaj, un telespectator întreabă dacă pensiile pentru persoanele cu handicap se mai măresc. Vom răspunde și acestei întrebări și vă mulțumim pentru cuvintele frumoase. Însă promiteam, înainte de pauza publicitară, că vă voi povesti foarte pe scurt cum a beneficiat un bătrân de această bucurie de a dărui. El a primit cu bucurie darul din partea oamenilor din jurul lui. Este vorba despre bătrânul despre care doamna Tarău povestea aici împreună cu domnul profesor Tănasă, că a primit cu atâta bucurie atât militarii cât și reprezentanții Consiliului Județean, dar și copiii cu deficiențe de auz sau de vedere. Este vorba despre bătrânul care în urmă cu ceva vreme, sunt mai e un pic să fac 2 ani, doamna Tarău, da? Care a fost luat din spital, de la Săpoca, legat de mâini. Legat de mâini, găsit pe stradă în primul rând, pe stradă, căzut pe stradă, dus la spitalul Săpoca, adus de acolo cu mari eforturi, găsit căzut în pragul casei, da, și ars, dus în spital, acolo n-avea încredere. O altă poveste și altă poveste și uite așa, de foarte multă vreme, acest bătrân locuiește în sediu social, spune doamna Tarău, dar vă spun eu, casa în care locuiește doamna Tarău. Și nu doar bătrânul, și copiii, deci și Elena copii. Când a venit ieri și Melisa când a venit de la Suceava, deci bătrânul așteaptă fetele. Fetița cea mică, Elena, este tunsă mai ca băieți, așa, și zice băiatul, unde-i băiatul nu este, deci... Asta vreau să punctez. Lucrurile pe care oamenii din jurul lui le-au dăruit acestui bătrân, l-au făcut ca acum să ajungă să se bucure din nou de sărbătoarea Crăciunului, pentru că ar fi putut foarte bine să sfârșească tragic și nu știu câtă lume s-ar fi gândit la el atunci. Poate iată ce înseamnă, pe de o parte să dăruiești, iar pe de altă parte să primești ceea ce alții dăruiesc. Poate ar fi fost și acest bătrân cum sunt alții pe care îi vedem, pentru că am văzut acum vreo lună de zile un caz, sau am citit undeva și am și comentat, o familie care erau dezbrăcați în casă, acoperiți cu o pătură, chiar dacă pe jos avea o gresie, că cineva a comentat că avea o gresie pe ea, nu și-or fi pus-o ieri. Este vorba despre cazul bătrânilor ajutați de Maria Ioniță, de la Centrul Manghiloman, de la Centrul Bătrâni. Am citit și uite cum s-a implicat. Deci a luat de acolo, nu s-a uitat că are gresie și faianță. Pur și simplu i-a luat, pentru că oamenii aia nu mâncau nici gresia, nici faianța, nu se îmbrăcau, nu aveau medicamente, nu aveau un ceai, nu aveau nimic. Și acest bătrân ar fi ajuns tot în grija statului dacă noi nu ne-am fi implicat, pentru că el n-a avut nici certificat de handicap. Corect. Da, deși este absolvent de școală de surs, cred că în prima promoție pe la Focșani. Bătrânul, ca și alți bătrâni de-al minteri, având absența comunicării și a auzului, n-au știut ce drepturi au, n-au știut unde să meargă, la ce ușă să bată, n-au știut ce să ceară, n-au avut și comunicare. Și dacă știau unde să meargă, doamna Tarău, despre ce vorbim? Băteau la o ușă și... Da, dar se exprima prin semne. Bine, la noi, la Buzău, situația este oricum una dintre, de fapt, cea mai bună din țară, din punctul ăsta de vedere. Da, avem din punct de vedere al accesibilității, Buzăul este, cred că, primul județ din România, nu doar pe interpreți, și pe rampe, unde persoanele cu dizabilități au acces și pot intra într-o clădire. Și nevăzătorii înțeleg că... Da. Ar mai fi de lucrat ar mai fi, nevăzători. Deci, eu zic că dacă omul de lângă tine te privește și înțelege problema pe care o ai și nu rămâne doar cu privirea, să și înțeleagă și în timp, poate nu mâine, poate nu într-o lună, poate nu într-un an, că ce s-a realizat pentru surs la Buzău nu s-a realizat într-o zi. Imaginați-vă că sunt 15 ani de muncă, 15 ani nu sunt 15 zile și nici 15 luni. S-au schimbat guverne, s-au schimbat miniștri, s-au schimbat președinți de consilii județene, s-au schimbat primari, s-au schimbat oamenii în instituție, au rămas aceiași. Au trecut, chiar dacă au trecut atâția ani,
Să știți că pentru mine este o mare bucurie când întâlnești un angajat într-o instituție și spune, vai, zice, ce multe ați făcut după ce n-ați mai avut probleme cu Mihai. Păi problemele erau că de asta încerc să ajut părinții, ieri am invitat acolo, la aceste colinde tăcute sau cum le-am numit noi, fără cuvinte, părinții cu copiii, pentru că nu pot să separi copilul de părinte. Nu vă spun bunica lui Andrei, nu vă spun mama lui Daria, nu vă spun mama lui Mario. Deci erau acolo pentru că unde să întâlnească, dar nu spun doamna Negoiță cu băiatul. Deci când a văzut el așa multă lume, deci e foarte important ca autoritățile, că asta discutam ieri cu domnul președinte al Consiliului Județean, cum au copiii tabere, persoanele care au în familie o persoană cu handicap grav și stau 24-24 și veghează și le oferă sprijin, igienă corporală, mâncare, plimbare, medicamente, la un moment dat aici ajunge asistat. Și este nevoie măcar de două ori pe an, de un timp, de o zi, unde ești, în crâng, în parc, undeva unde să poți schimba alte cuvinte. Noi ne-am propus pentru următorul an să facem acest centru. Nu îi spunem Respiro, că nici nu vreau să vină și să stea acolo. Vine și mama sau tatăl cu persoana cu dizabilități sau bunica, cineva din familie, 4, 5, 10, cum sunt profesori ca Mihaela Botiță, ca Elena Comănescu, ca Rodica. Deci sunt mulți profesori care au venit și au învățat și fac voluntariat și nu trebuie să-i spui tu trebuie să stai la tarabă. Mă întreabă unde sunteți, sunt plecată. Păi mă duc eu să stau acolo. Adică sunt oameni, Buzăul are oameni valoroși și instituțiile despre care vorbesc acum și în domeniul social, și în sănătate, și în educație, nu toți sunt la fel și nu trebuie să generalizăm. Chiar și în Consiliul Județean, deci sincer, chiar și primăria. Deci noi nu putem să spunem că undeva este închisă ușa. Cel puțin de când este domnul Toma la primărie, eu nu știu dacă este vreunul care stă la poartă să nu urce. Nu cred. Adică nu cred să... Pentru că am văzut oameni acolo la audiențe, am intrat de câteva ori și am văzut că omul circulă, se duce, întreabă și află un răspuns. Deci nu trebuie să stai că te păzește gardianul, nu mai intri în primărie. Era o problemă. Eu vreo 8 ani de zile, eu n-am intrat în primăria Buzău. Eu nu puteam să intru la audiență. Recunosc. Faptul că autoritățile își deschid ușile și găsim profesioniști acolo care să-ți răspundă la o întrebare, e un mare lucru. Nu știu dacă s-a rezolvat tot, că soluția nu este doar dacă... Nu, dar găsești măcar deschidere. Exact. Exact, asta vreau să spun. Chiar dacă probabil nu ești mulțumit la momentul ăla, în ziua respectivă, dar în timp se văd rezultatele. Deci eu pot să spun că până acum aveam grijă de 2 copii, de un bătrân. Ei, pot să spun că acum familia s-a lărgit. E mai numeroasă. Și nu știu cum ar fi fără ei. Pentru că 3 zile sunt în București, o zi la Buzău și alte 3 zile la București. Păi da, dar Mihai a plecat la facultate și imaginați-vă cum ar fi fost pentru dumneavoastră ziua de Crăciun dacă n-ați fi avut casa plină. Nu știu, era pustiu. Era pustiu. Era pustiu. Domnule profesor, sunteți profesor de religie. Ce înseamnă pentru sufletul celui care dăruiește celui aflat la nevoie ceva? Chiar nu mai contează ce. O vorbă, un lucru material, o mângâiere, așa cum spuneați? Această mângâiere, acest dar sufletesc valorează mult mai mult decât orice alt dar. Dar ele trebuie completate, pentru că doar cu o mângâiere nu poți trăi. Aici mă sprijin foarte mult pe doamna Ionica Tarău. Ea este cu partea legislativă, ea e cu partea de financiară, cu zbaterea și cu proiectele și cu alte legături. Și cu serviciile sociale, până la urma urmei, asta trebuie să vorbim, despre servicii sociale pe persoană sau familie. Iar eu încerc să vin cu partea aceasta spirituală, în care încerc să-i fac pe oameni să conștientizeze că pe lângă partea materială pe care toți o avem și putem dărui din ea o părticică mai mică sau mai mare, e frumos și așa ar trebui, măcar în preajma sărbătorilor, dacă nu tot timpul, zic eu, să dăm și atenție lucrurilor spirituale.
contează foarte mult relația. Este un cuvânt magic care s-a repetat de câteva ori, familia. Familia s-a lărgit. Mie îmi place foarte mult conceptul acesta de familie. Crăciunul este chiar o sărbătoare a familiei. Și fac o legătură acum între persoanele nevăzătoare care au colindat ieri cu cuvinte pe lângă persoanele surde care au colindat fără cuvinte. Eram toți acolo, două părți, plus ceilalți care au dăruit câte ceva, nu contează ce, contează că au fost alături de noi. Și la un moment dat, o fetiță mică de clasa a treia, Ștefi, care este dintr-un centru de plasament din Constanța, dar adus aici la liceul nostru să învețe limbajul brai, alături de alți copii, unii sunt fără părinți, iar alții sunt luați de către părinți în vacanțe acasă. Dar cu toții, atât în timpul școlii, cât și în perioada aceasta din preajma sărbătorilor, formăm și ne simțim o familie. Și fetița aceasta fără familie, care tocmai a plecat spre Constanța din centrul de acolo, a spus așa cu o amărăciune în glas: domn profesor, ce rău e să n-ai familie. Mi-aș dori și eu să am așa o familie mare cum e aceasta. Și eu am avut o inspirație de moment și am zis: nu fi tristă, familia ta suntem noi. Toți cei de lângă tine vom fi familia ta. Suntem familia ta și vom fi familia ta. Profesori, colegi, prieteni, mai mici sau mai mari. S-a înseninat și a zis: da, da. Atunci s-a rezolvat. Și dintr-o dată, iată, deci contează foarte mult să fim alături de... Trebuie să reacționezi pozitiv, să gândești pozitiv și să le dai speranță și încredere. Și atunci primești de la ei un zâmbet drept recunoștință și când ți-a zâmbit o persoană cu dizabilități, este mai prețios decât orice gram de aur din lumea asta. Zâmbetul unei persoane cu dizabilități, când ți-a zâmbit, repet, în această seară, persoana cu dizabilități înseamnă că i-a intrat la sufletul lui. Și au venit ciorchine, s-au strâns atât nevăzătorii cât și surzii. În jurul bradului, în jurul nostru, ne strângeam unii pe alții, ne simțeam unii pe alții, eram bine, eram fericiți, nu aveam poate cine știe ce, dar eram fericiți că suntem împreună, că ne ajutăm. Contează foarte mult, am spus-o și în pauză, unde unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, unde-s mai mulți puterea crește și mai mult. Adică dacă noi ieșim din egoismul familiei noastre și formăm o familie un pic lărgită, acea familie un pic lărgită formează o familie și mai lărgită. Doi profesori de aici, doi profesori de la liceu, doi oameni de bine de la o televiziune, doi oameni de bine de la o altă instituție, nu contează. Și fiecare vine cu ceva spiritual, material, cu orice lucru bun, închegăm ceva, formăm ceva, formăm o familie, ne simțim bine și eu sunt pe profil religios, e clar, și Sfânta Scriptură ne spune: credința fără fapte bune moartă este. Așadar, trebuie să trecem și la acțiune, trebuie ceea ce simțim noi, ceea ce gândim noi, spiritual vorbind, să transpunem în fapte. Azi un pic, mâine un pic, și așa realizăm ceva. Apropo de ceea ce spuneți noastră, zilele trecute am văzut pe pagina de socializare postarea unui preot foarte cunoscut de la noi din oraș, care a fost cu daruri la mai multe familii sărace. Și unul dintre comentarii spunea ceva de genul: felicitări, dar n-ar trebui să vă făliți cu lucrul ăsta. Și eu am postat acolo un comentariu și am spus așa: m-aș bucura ca fiecare dintre noi să dăruim cel puțin unei persoane de lângă noi și să ne fălim cu lucrul ăsta și să știe toată lumea că am făcut lucrul ăsta, dar să avem împăcarea sufletească că am făcut ceva pentru cel aflat lângă noi, pentru o persoană, 2, 5, 10 sau câte ar avea nevoie. Și cu siguranță oamenii ar fi mai fericiți și de sărbători și nu numai în preajma sărbătorilor și poate n-am mai scrie și n-am mai citit de atât de multe familii care trăiesc în condițiile despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme, doamna Tarău. Da, pentru că nu trebuie să ne uităm la clădirea în care stă persoana cu dizabilități. Nimeni nu știe la o anumită vârstă cum ajunge. Și nimeni nu știe cum ne duce viața.
de la un accident vascular, de la o boală, de la ceva, nu știi cum ajungi. Și atunci, ca să poți să-ți cumperi medicamente, ca să poți să-ți întreții existența zilnică, ai nevoie de un ban. Ori acești bani, care, repet, sunt 39 de lei, 272 de lei sau 340 de lei, sunt niște sume infime. Nu știu care persoană ar putea trăi cu acești bani. Eu i-am avut model pe ei, pe acești oameni care trăiesc așa, pentru că știu ce fac cu banii. Plătesc lumina ca să aibă lumină, plătesc apa să aibă apă, își cumpără mălai, cartofi și dacă le mai rămâne un leu, bine. Dacă nu le mai rămâne, nu le mai rămâne. Și dacă le mai rămâne de căldură, bine, dacă nu stau în frig. Da. Vara, de regulă, merg la țară la rude și își pun pensia, indemnizația de vară pentru iarnă. Așa trăiesc ei. Nu-mi trece din minte privirea domnului Bolocan, pentru că astăzi l-am văzut sărăcuțul trist și amărât că poștașul o să-i dea indemnizația de 272 de lei a treia zi după Crăciun. Bucuria pe care i-am făcut-o și bănuții pe care i-am dat astăzi, și nu este nici fală și nici laudă, pentru că n-am făcut-o doar pentru el și am făcut-o și pentru ceilalți, dar mă gândesc la oamenii care sunt bătrâni și bolnavi. Și în această seară, n-am să dau numele, dar stând acolo la tarabă, la taraba aia, la căsuța aia, moșul fără cuvinte, întâmplător a făcut să treacă o persoană pe acolo și știind că a avut cândva o funcție, am și zis, domnule, greu trăiesc bătrânii ăștia, că stau aici și poate mai vând ceva ca să pot să le mai dau un cozonac sau să le mai pot să le iau, nu știu, un piept de pui sau o portocală sau nu știu, ceva acolo să le duc să, la mai mulți. Și zic, mulți n-au primit indemnizațiile, pentru că cei care au avut pe card au primit. Deci pe card a intrat, dar cu poșta doar la, să zic, parțial, 10-15%, pentru că am sunat la poștă și mi-a spus, doamnă, după Crăciun. Așa este, au venit banii azi, sau mandatele, sau nu știu cum e circuitul, cum se întâmplă, că nu sunt ei vinovați. Deci, de la guvern au plecat târziu, după ședința de Consiliu Județean, după ședința de Consiliu Județean ajung banii la DGASPC, DGASPC-ul face viramentele. Și revin la persoana și zice să zică mersi că îi primesc. Deci dacă un om spune să spună mersi că îi primesc, ce așteptări să mai avem ca aceste sume să fie majorate vreodată? Mi-a fost rușine să-l privesc în ochi, pentru că eu l-am considerat și îl consider un om educat și bine pregătit în domeniul social. Dar am încercat să-l conving că acești bătrâni care au un handicap real nu trebuie să cerșească mila vecinilor și să aștepte să le ducă cineva de mâncare. Ei au nevoie de serviciile sociale care sunt plătite din banul public pentru ei. Pentru că dacă n-ar fi acești oameni cu dizabilități, nu s-ar crea nici instituțiile și nici funcțiile acestor oameni. Corect, perfectă dreptate aveți. Avem câteva mesaje din partea telespectatorilor. Felicitări pentru implicarea doamnei Tarău în problematica aceasta foarte complexă a persoanelor cu dizabilități, semnează Aurelian din Buzău și completează cu un mesaj, dar totuși încercați în studio acum să dezbateți problema măririi indemnizațiilor. Ce să mâncăm, cu ce să cumpărăm tratament din 272 de lei. În zilele următoare, imediat după Crăciun, o să mai rog o dată pe doamna Tarău să mai vină aici în studioul Campus TV să discutăm și această problemă, pentru că știu că vă preocupă și ne preocupă pe noi toți. Și un alt mesaj, o să-l citesc exact cum este scris. Mulțumesc, doamna Ionica Tarău, sunt Daniela State, care ați urat la mulți ani mie. Da, deci surzi. În comunicarea scrisă, gramatical se exprimă mai greu, pentru că învățământul este adaptat. De asta, ăsta este și unul dintre motive pentru care eu merg la aceeași facultate cu Mihai, pentru ca înainte de examen să-l ajut să cunoască înțelesul cursului. Cred că vom putea vorbi despre majorarea indemnizațiilor, cred. Nu știu dacă doamna Rovana Plumb va fi ministru, eu mi-aș dori să fie ministru. O cunosc foarte bine. O cunosc în perioada în care a fost ministru, adică nu avem relații de prietenie, de cafele, de flori, de bomboane, nu. A fost unul dintre miniștrii care, atunci când a aflat că există o problemă și legea nu s-a aplicat, a fost primul ministru
din 2009 până în 2015, care a majorat indemnizațiile persoanelor cu dizabilități cu 16%. Deci eu am tot respectul și toată stima pentru doamna Răvana Plumb. Am fost catalogată pesedistă când am spus lucrul ăsta, dar nu sunt membru niciunui partid și am să o spun de fiecare dată. Și faceți politică socială. Și dacă simpatizez o persoană, și dau un alt exemplu, doctorul Zoican a candidat de la PNL. Pentru mine doctorul Zoican are tot respectul și toată prețuirea. Cred că toate partidele au oameni de calitate și cred că fiecare se poate implica ca acești oameni care trăiesc cu 39 de lei sau cu 272 de lei sau cu 340 de lei să trăiască și ei cu un venit lunar și nu din milă și nu să trăiască în sărăcie și, nu, și să nu mai aud vreodată o persoană care lucrează în domeniul social să spună, să zică mersi că îi primesc. O să discutăm, o să abordăm acest subiect pe larg. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii și o să vă rog, preț de câteva momente, să sunt convinsă că aveți câteva urări de făcut și o să vă rog să le faceți pentru că va trebui să punem punct emisiunii noastre. Da. Dacă tot e camera pe mine, am să folosesc și semnele. Dragi surzi, vă doresc sărbători fericite, sănătate, vouă, familiilor voastre și prietenilor voștri, tuturor celor care sunt apropiați vouă, Dumnezeu să le dea tot ce au nevoie și le trebuie. Să zâmbiți, să fiți fericiți și în ziua de Crăciun să aveți o zi frumoasă. Inima mea bate pentru voi. Domnule Tănase? Se apropie marele praznic al nașterii Domnului. Copiii colindă. De fapt, a colinda înseamnă a vesti apropierea nașterii Mântuitorului Hristos. A vesti în limba greacă se spune angelos, adică înger. Copiii sunt îngeri. Și Mântuitorul spunea, de nu veți fi precum acești copii nevinovați, buni și blânzi, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, îndemnul meu este, în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să fim mai buni și plini de dragoste să ne ajutăm unii pe ceilalți. La mulți ani, domnule la mulți profesor! Ani. La mulți ani! La mulți ani la să trăiți, pentru că astăzi împliniți o frumoasă vârstă. Și mulțumesc că ați fost alături de și mine și ați răspuns invitații. Când v-am făcut invitația prezent. Pentru mine, surpriza a fost pe măsură. Habar nu am avut acest lucru. La mulți ani vă urăm și noi din partea mea și a colegilor mei de la campus. Și eu vă mulțumesc! La doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem pe 28 decembrie, miercuri. Până atunci eu vă doresc sărbători frumoase, sărbători cu bine și cel mai important lucru este să nu uitați să dăruiți. Dăruiți celor care sunt aproape de dumneavoastră, dăruiți celor care știți că sunt la nevoie, pentru că așa veți ajunge atunci când veți avea nevoie să primiți și dumneavoastră. Vă doresc sărbători frumoase, sărbători luminate și fie ca în ziua Crăciunului să aveți în jurul dumneavoastră oamenii dragi și oamenii pe care i-ați așteptat și i-ați iubit și îi iubiți. Sărbători frumoase, seară frumoasă, vă doresc, la revedere!